Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumim Lui că în dimineața aceasta, prin Harul Lui, prin ajutorul Lui și prin bunătatea Lui, suntem împreună la părtășie și că Dumnezeu ne-a binecuvântat la început de an și pentru că n-am fost aici de sărbători, aș vrea să vă salut cu primele trei cuvinte din Scriptură pentru 2019 și vi-l amintesc eu ce scrie acolo, la început, Dumnezeu. Astea sunt primele trei cuvinte din Scriptură. La început Dumnezeu și aș dori ca pentru tot să fie așa, pentru 2019, la început de orice, Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră. Slujirea înaintea Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, trăirea nădejdii că ne vom întâlni cu Dumnezeu. Aceasta se ocupe primul loc în viața noastră, în inima noastră, în lucrările noastre, în activitățile noastre, în gândirea noastră, în tot ce suntem noi ca ființă așa complexă, pe primul loc să fie Dumnezeu, lucrarea Lui și împărăția Lui și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și să știți că Domnul ne ajută, numai că trebuie să reușim. Domnul ne ajută și Domnul mereu ne amintește lucrul acesta, că să căutăm mai întâi împărăția Lui, să căutăm să umblăm cu împărăția Lui și celelalte lucruri care ne sunt esențiale și de folos, nu ca să risipim. Celelalte lucruri Dumnezeu ne va da, slăvit să fie numele Domnului. Adică să va îngriji să le avem. Și cred că niciunul dintre noi de aici nu poate să spună că nu e așa. Toți putem să recunoaștem, dacă vrem să fim sinceri, că Dumnezeu are grijă de noi. Slăvit să fie numele Domnului. În dimineața aceasta ne stă în față un cuvânt extrem de important, fundamental, aș putea să spun, pentru orice credincios. Pentru că chiar Domnul Iisus Hristos s-a ocupat El însuși personal, El, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, s-a ocupat de acest subiect. Îl avem nu de la un profet, nu-l avem de la un proroc, nu-l avem nici măcar de la un ucenic al Domnului sau de la un evanghelist sau de la cineva care a scris epistole, frații noștri, care tot inspirați de Duhul Dumnezeu, îl avem chiar din gura Fiului Dumnezeu. El a vorbit despre acest subiect, slăvit să fie numele Domnului. Este esențial, este fundamental. Dacă vreți, este cel mai important eveniment și cel mai important lucru care se întâmplă în viața unui credincios. Nașterea din nou. Slăvit să fie numele Domnului, că ne-a vorbit despre aceste lucruri și nu ne-a lăsat în întuneric, ne-a adus o lumină asupra acestui eveniment care trebuie să se întâmple în viața noastră a fiecăruia. Pentru că în discuția care a fost, care a avut loc între Nicodim și Domnul Iisus Hristos, a spus că Domnul Iisus Hristos i-a spus, dacă nu vă nașteți din nou, nici nu veți vedea, adică nu veți întrezări, nu veți vă dea seama despre Împărăția Dumnezeu și cu niciun timp nu veți intra în Împărăția Dumnezeu. Un om care nu-i născut din nou, un om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu adevărat, care nu este născut din nou, nu va putea intra în Împărăția Dumnezeu. Ori noi toți ne dorim lucrul acesta. Toți căutăm să ajungem în Împărăția Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Aflăm din textul din 3, din Ioan, capitolul 3, aceste prime 13 versete, ceva despre Nicodim. Aflăm despre Domnul Iisus Hristos, pe care îl știm, despre împărăția cerurilor și despre nașterea din nou. Cu excepția lui Nicodim, care putem să vorbim despre el, poate, în câteva cuvinte, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, a vorbit despre Domnul Iisus Hristos și a vorbit despre nașterea din nou. Sunt teme și subiecte foarte mari, foarte adânci, foarte complexe și nu cred că eu pot să explic toate astea aici. Dar Domnul ne rânduie ca din când în când să avem acest cuvânt printre noi și să învățăm mereu și mereu. Nici n-am putea probabil învăța dintr-o dată tot ce e de învățat. De aceea Dumnezeu ne rânduie din când în când, frați, și îi se explică adeseori despre toate acestea. Lăudat să fie numele Domnului. Avem despre Nicodim că era un om deosebit, era un fruntaș între evrei, în vremea lui. Era un om de referință, un om cunoscut. Domnul Iisus Hristos ne informează, ne spune că e chiar era un învățător în Israel. Și făcea parte din acea partidă care se numeau farisei. Acum, dacă vreau să știți lucrul acesta, pentru că și s-a vorbit, nu știu, citind în Scriptură, ați văzut că
relația Domnului Iisus Hristos cu fariseii și cu saducheii, care erau de fapt și învățători și cărturari și preoți în vremea aceea, nu era cea mai bună. Și asta nu din cauza că Domnul Iisus Hristos n-ar fi vrut să aibă o relație bună cu ei sau n-ar fi vrut să colaboreze cu ei, ci pentru că acești oameni practic închideau porțile ca poporul să ajungă și să vadă lumina și să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Erau niște oameni falși, ipocriți, fățarnici, practicau religia mai mult de fațadă, să-i vadă oamenii, aveau interesele lor și Domnul i-a mustrat foarte puternic prin asta. Dacă vreți, putem învăța ceva și de aici. De la acești oameni pe care Domnul i-a mustrat. Dacă citiți Matei, capitolul 23, e un capitol consacrat pe care Domnul Iisus Hristos îi mustră și dă pe față starea acestor oameni, care era, de fapt, elita religioasă și politică din vremea Domnului Iisus Hristos. Putem învăța ceva de la acești oameni? Putem învăța. Farisei, hai să începem cu saducheii. Saducheii care erau majoritari în Sinedru, pentru că acolo era un consiliu de aproximativ 70 de persoane care conduceau pe vremea aceea Israelul, aparte de partea romană care aveau ei conducerea lor. Dar conducerea religioasă a poporului evreu era condusă de acest consiliu de, cred că, 70 de persoane. Era formată majoritatea de saduchei și o parte din farisei. Saduchei erau oameni învățați, aristocrați, oameni care urmăreau să ajungă în politica aceasta religioasă și să conducă, să fie la conducere. Însă oamenii aceștia, deși erau religioși, credeau în Cuvântul Lui Dumnezeu, vorbesc de Tora, ce aveau ei până la vremea aceea, în Vechiul Testament, sau în mod deosebit cărțile lui Moise, și țineau la Cuvântul Lui Dumnezeu, însă nu credeau în înviere, nu credeau în viață după moarte, nu credeau în înger sau demon, și credeau că după moarte nu există nicio răsplătire. Totul se termină aici și totul este ceea ce faci aici. Și când Dumnezeu are în vedere viața ta de aici, de pe pământ. Fariseii, în schimb, credeau că există viață după moarte, credeau că Dumnezeu răsplătește pe oameni după binele sau răul pe care îl fac în viață, credeau și în îngeri, credeau că există și demon și diavol, ei le credeau toate acestea. Însă aveau o altă parte. Oamenii aceștia, pe lângă Cuvântul Lui Dumnezeu, pe lângă Tora, pe lângă cărțile lui Moise care le-au scrise, ei puneau pe picior de egalitate și tradiția orală care s-a format în timp de secoli. Și pentru ei, și tradiția, și Cuvântul Lui Dumnezeu era la egalitate. Amândouă, pentru ei, erau autoritate supremă. Ce să învățăm de la acești oameni? De la saduchei să învățăm că noi, în deosebire față de ei, noi trebuie să credem toată Scriptura. Amin? Să credem toată Scriptura, că este viață după moarte, că trăim o singură dată și ajungem la judecată și că Dumnezeu va răsplăti pe oameni după binele sau răul care l-au făcut în viață. Pentru că așa spune Scriptura. Și Domnul să ne ajute să credem tot ce este scris în Scriptură. De la farisei să învățăm că trebuie să rămânem doar la Cuvântul Lui Dumnezeu. Doar la Cuvântul Lui Dumnezeu. Să nu punem niciun fel de tradiție, niciun fel de obicei, niciun fel de sfinți, sau orice ar fi altceva pe care putem să-i respectăm, nu este niciodată, sau prorocie, dacă vreți, la nivel de Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este cel ce este însuflat de Dumnezeu și este autoritatea care trebuie să primeze în viețile noastre. Amin? Domnul să ne ajute lucrul acesta. Să rămânem la Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu poate să treacă peste Cuvântul Lui Dumnezeu nici cea mai mare prorocie. Nimic, nimic nu poate să treacă decât Cuvântul Lui Dumnezeu rămâne la baza mântuirii noastre și a credinței noastre. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Omul acesta, spuneam, era un fariseu. Dar era un om deosebit. Într-un fel, pentru că vom afla din Sfânta Scriptură, din Epistole, din Faptele Apostolilor, că au mai fost și dintre aceștia, dintre farisei și dintre învățători care la un moment dat au acceptat Cuvântul Lui Dumnezeu și au acceptat mântuirea și au găsit mântuirea. Slăvit să fie numele Domnului. Dar în marea lor majoritate, aceștia au fost clasa
care a fost ostilă Domnului Iisus Hristos, pentru că au văzut că s-a pus în pericol întreaga lor existență. Practic, dacă ar fi acceptat mântuirea, dacă ar fi acceptat ceea ce Domnul Iisus Hristos a adus, rolul lor în poporul evreu nu mai era. Ei trebuia să devină toți ucenici și trebuiau să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar au refuzat lucrul acesta. Și nu numai că au refuzat. S-au interpus și au încercat să oprească și să blocheze calea poporului evreu de a ajunge la această lumină, la Împărăția Lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus Hristos putem să vorbim mult. Dar aș vrea în câteva gânduri să spun doar că Domnul Iisus Hristos s-a născut în lumea noastră nu de mult de când a sărbătorit, cu un scop precis, ca să vină și să mântuiască ce era pierdut. Adică să mântuiască pe toți acei ce vor crede în numele Lui și în jertfa Lui. El a trăit pe pământul acesta aproximativ 33 de ani. A fost om și Dumnezeu în același timp. Probabil că este dificil pentru noi ca oameni să înțelegem ce înseamnă să fie om și Dumnezeu în același timp. Om a fost în sensul că s-a născut și a fost totdeauna un potențial de a păcătui. Domnul Iisus Hristos ar fi putut exista această ipoteză să păcătuiască, pentru că de aceea și gândit diavolul ca să-l ispitească și să-l facă să păcătuiască. A fost în acest interval, a fost această posibilitate ca Domnul Iisus Hristos să păcătuiască și planul lui Dumnezeu să nu se ducă la îndeplinire. În sensul acesta el a fost om. El a mâncat, a băut ca și noi, s-a odihnit, a fost obosit, a plâns, s-a bucurat, a fost om din punctul acesta de vedere. Dar în același timp, a fost și Dumnezeu. A fost mereu Duhul lui Dumnezeu în el și mereu a știut că trebuie să subordoneze Tatălui și a știut lucrarea pe care trebuie să o facă și a trecut de toate problemele lumii acesteia împlinindu-și planul de mântuire cu privire la mântuirea omului. Slăvit să fie numele Domnului. Lucrarea Lui este esențială. Venirea Lui în lumea noastră este esențială. Pentru că fără El, fără venirea Lui, fără jertfa Lui, n-a fi fost posibilă mântuirea sufletelor noastre. Despre Împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu spune cuvântul Domnului în Romani, mi se pare capitolul 13 și versetul 14. Ce este? Că nu este mâncare și băutură. Și nici dans. Și nici jocul. Și nici altceva. Deci nu-i de genul ăsta. Când spune mâncare și băutură, puneți-le pe toate celelalte lângă ei. Nu sunt astea. Nu sunt lucrurile astea de pe pământ. Ci este ce? Bucurie, este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e Împărăția Lui Dumnezeu. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că s-ar putea, când aflăm definiția Împărăției Lui Dumnezeu, să fie care să nu vor să ajungă acolo. Dacă am auzit, a spus și eu, nu se dansează în cer, că o să fie plat. Păi ar trebui să știe omul acela că în cer nu se dansează. Că în cer este bucurie, dar în Duhul Sfânt. Bucuria aceea nu e bucurie că a câștigat Real Madrid cu 2-0. Sau că ți-ai luat tu mașina care ți-ai dorit-o. Sau că ai reușit, știu eu, la facultate. Nu e bucuria. Deși sunt bucurii vremenice care avem aici pe pământ. E o bucurie care izvorește din Dumnezeu. E bucurie în Duhul Sfânt. Amin. E bucuria care avem că suntem mereu și mereu în prezența Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Bucuria aceasta nu se poate descrie. Nu se poate spune. Nu există cuvinte care să o descrie. Câteodată ne dă Dumnezeu puțină bucurie în adunare. Și atunci plângem de bucurie. Plângem, nu râdem, așa cum se întâmplă într-o biserică din Toronto. Nu, pentru că nu este biblic. Plângem de bucurie, ne bucurăm. Dar de ce? E prezența Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, va fi o bucurie veșnică. Pentru că este pace. Acolo nu vor mai fi gânduri care să te apese. Nici măcar gânduri că copiii tăi n-au fost pe calea pocăinței și au ajuns în iad. Acolo nu va fi așa ceva. Tu nu-ți vei aminti în Împărăția Lui Dumnezeu că copiii tăi n-au fost pe calea cea bună și au ajuns în iad. Nu. Acolo tu vei avea pace. Acolo tu vei avea o bucurie nesfârșită. Slăviți să fie Dumnezeu Domnului. Așa garantează Dumnezeu. Așa e Împărăția Lui Dumnezeu. Nu vor fi reproși. Nu vei avea părere de rău. Acolo va fi o bucurie nesfârșită în prezența Lui și o pace deplină. Pentru că suntem în prezența Domnului. Slăviți să fie numele Domnului.
Împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, este locul unde oamenii sunt la adăpost de mânia și de judecata lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va judeca toată lumea. Și oamenii sunt păcătoși. Și dacă nu ești în Împărăția lui Dumnezeu, vei fi sub judecată. Dacă vei fi în lume și nu în Împărăția lui Dumnezeu, vei fi sub judecata lui Dumnezeu. Și vei primi pedeapsa care ți se cuvine pentru că ești un om păcătos. Dar dacă ești în Împărăția lui Dumnezeu și lucrul acesta îl poți face aici, pe pământul acesta, ești la adăpost de mânia lui Dumnezeu. Ești la adăpost de judecata lui Dumnezeu. Și ai garanția că vei trăi cu El o veșnicie, slăvit să fie numele Domnului. Împărăția lui Dumnezeu nu începe în cer. Împărăția lui Dumnezeu începe aici. A început cu venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Noi, într-un fel, suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim pe terenul Împărăției lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Despre nașterea din nou, am să las să vorbesc. Este mai complexă și haideți să începem să vedem dacă chiar e necesar, chiar e nevoie. De ce e nevoie de această naștere din nou? Nu pot oamenii să ajungă în cer și fără naștere din nou? Poate ați întâlnit și dumneavoastră, eu am întâlnit, atât cât pot să vezi ca și om, oameni care la prima vedere par impecabili. Par extrem de morali, extrem de bine educați, și îți face o mare plăcere să conversezi cu ei, să lucrezi cu ei, să stai de vorbă cu ei. Și te gândi, un om ca acesta, care pare impecabil, și când deschide gura, îți place să-l asculți. Și la cât poți tu să vezi ca om, pentru că numai Dumnezeu vede ce e interior, pare și un om moral, un om echilibrat. Și spui, omul acesta nu merită să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu? După cântarul nostru am zice că merită. Dar după contabilitatea lui Dumnezeu, lucrurile stau complet diferit. Complet, complet diferit. Și oamenii vor fi surprinși. Căci oameni care au fost foarte bine educați și care au fost disciplinați în lumea aceasta, dar care n-au avut nașterea din nou, nu vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Și au fost oameni pe care i-am văzut căzând. Alunecând pe care și care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu pentru că au experimentat nașterea din nou, pentru că și-au cerut iertare și pentru că au venit la Domnul și Domnul i-a iertat. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Deși diferențele ca și oameni au fost mari. Pentru că unul a apelat la mila lui Dumnezeu, iar celălalt nu a apelat și nu a avut interes, diferența va fi mare. Unul va ajunge în Împărăția lui Dumnezeu și celălalt nu va ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Ca să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou. Nu există altă posibilitate. De ce? Omul a căzut în păcat. Și Roman, capitolul 3, versetul 23, și apoi Roman, capitolul 6, versetul 23, acolo ni se spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al Dumnezeu este viață veșnică. Deci toți oamenii, vă vine să credeți lucrul acesta? Inclusiv Nathan? Nathan are o natură păcătoasă. Dar când a avut el timp să facă păcat? N-a făcut niciun păcat. Să știți că n-a făcut niciun păcat. Dar are o natură păcătoasă. Există tot timpul potențialul acesta în el. Când va crește mare, fără să-i spună Lucian să facă păcat, el o va face. Există această inclinație păcătoasă în toți oameni. De mici. De ce? Pentru că ne-am născut în rasa lui Adam. Avem vreo vină că ne-am născut în rasa lui Adam? Nu. Nu-i nicio vină. Dumnezeu a rânduit să venim în lumea aceasta. Însă, avem această problemă. Ne-am născut în rasa lui Adam. Adam a păcătuit și noi am moștenit păcatul lui. Și toată rasa umană este infestată cu păcat. Și nu există o altă șansă de aici ca să ieși, ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu, decât prin moarte față de păcat și prin naștere din nou ca să vii în Împărăția lui Dumnezeu. Acesta este transferul care trebuie făcut. Trebuie murit față de păcat și înviat față de Dumnezeu.
Când Adam a păcătuit strămoșul nostru, Dumnezeu i-a spus că dacă vei mânca din fructul oprit, vei muri negreșit. După estimarea mea, Adam o fi avut vreo 100 de ani, cred, sau să zic așa, când a mâncat, când a păcătuit. Pentru că după ce l-a născut pe Cain, spune că a mai trăit 800 de ani. Toți anii lui Adam a fost de 930 de ani. Dar când a mâncat din fructul oprit împreună cu Eva, Adam n-a murit. Deși Dumnezeu a spus, în momentul când vei mânca din fructul acesta, vei muri negreșit. Sigur că Domnul nu s-a referit la o moarte fizică, deși avea în vedere și moartea fizică datorită păcatului. Adam a murit atunci spiritual și instantaneu, așa cum a spus Dumnezeu. În momentul când vei mânca din fructul oprit, adică vei comite un păcat, și a fost păcatul neascultării, în momentul acela Adam a murit spiritual față de Dumnezeu. Și n-a murit mai rar. Toată rasa umană a murit față de Dumnezeu. Dumnezeu n-a mai putut comunica cu Adam de atunci, pentru că Duhul lui Adam a murit atunci. Și de atunci, și până la venirea Domnului Iisus Hristos, duhurile oamenilor au fost moarte. Dumnezeu n-a mai intrat niciodată într-o relație de comunicare cu oamenii la nivel de Duh. Dacă mergeți în Ioan, capitolul 4, la discuția pe care Domnul Iisus Hristos o are cu samariteanca, o să vedeți că acolo spune Domnul Iisus, femeie, voi vă închinați pe muntele acestea, pentru că era o discuție, unde se chine la Ierusalim sau pe muntele acestea în Samaria. Domnul îi spune, vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la Evrei. Da, va veni vremea, spunea Domnul Iisus, și acum a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinători dorește Tatăl, de ce? Pentru că Dumnezeu este Duh. Închinarea s-a restabilit din nou la nivel de Duh, dar odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Toți patriarhii, ceilalți care l-au slujit pe Dumnezeu, nu s-au închinat Dumnezeu în Duh, pentru că nu a fost posibilă această închinare. Această închinare a devenit posibilă doar la venirea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Duhul lui Adam și a tuturor oamenilor s-a născut în Adam. A murit datorită păcatului. Aceasta s-a întâmplat. Ca să fie posibilă intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să comunice din nou cu omul. Trebuie să se întâmple naștere din nou. Și această naștere din nou se întâmplă când Duhul omului este din nou înviat la viață. Lucrul acesta nu se poate întâmpla când omul stă în ignoranță. Când omul stă în nepăsare. E adevărat că Dumnezeu aprinde scânteia aceasta a credinței în om. Dar nu pe fondul nepăsării. Dacă vă uitați în Sfintele Scripturi, vedeți că Nicodim l-a căutat pe Dumnezeu. L-a căutat pe Dumnezeu. A venit noaptea. L-a căutat. Corneliu l-a căutat pe Dumnezeu. Ucenicii, înainte de a fi ucenicii a Domnului, erau ucenicii al lui Ioan. Îl căutau pe Dumnezeu. Apostolul Pavel l-a căutat pe Dumnezeu. În felul lui, dar l-a căutat. Alți oameni care s-au pocăit și pe care îi găsim în Sfintele Scripturi, vedem că l-au căutat pe Dumnezeu. Au avut căutări. Și pe fondul unei căutări, Dumnezeu este Cel ce aprinde scânteia credinței în om, producând nașterea din nou. Slăvit să fie numele Domnului. Deci e datoria mea și datoria dumitare a fiecăruia să ai aceste căutări de a-L căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu este Cel prin Duhul Sfânt ce va lucra la nașterea ta din nou. Nașterea din nou se întâmplă instantaneu. Omul realizează că este păcătos, își cere iertare, își plânge păcatul, îl regretă și Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, îl spală și îl curăță și iartă păcatul. Slăvit să fie numele Domnului. După aceea, el este o ființă nouă. Spune cuvântul Domnului că cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut cu noi. În momentul când Dumnezeu produce nașterea din nou în cineva în urma pocăinței și a credinței pe care a pus-o în el, persoana respectivă devine o ființă nouă, o făptură nouă. Ce este această făptură nouă? Noi de aici, majoritatea, am experimentat naștere nouă. S-a schimbat ceva în viața noastră? Știți ce s-a schimbat? Omul vechi rămâne acolo. Numai că are un alt statut. Spune Apostolul Pavel în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește-mi. Știți versetul acesta.
Omul cel vechi este încă în noi. Deci în persoana noastră, de la nașterea din nou, sunt două persoane. Un om vechi și un om nou. Omul cel vechi este răstignit pe cruce și este condamnat la moarte. Și nu trebuie să-l alimentăm cu nimic. Trebuie să-l lăsăm acolo să moară. Și este un om nou, care este noi, pentru că suntem o făptură nouă. Este Duhul omului care este înviat la viață și este un om duhovnicesc pe care trebuie să-l hrănim. Cu ce? Cu Scriptura, cu Cuvântul Dumnezeu, cu rugăciune, cu post, cu dărnicie, cu lucrări sfinte. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Duhul omului este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este Duh, trup, suflet și trup. Din trei părți este făcut. Dacă ați văzut, diavolul când influențează cu oamenii, influențează la nivel de trup și la nivel de suflet. La nivel de suflet, pentru că sufletul înseamnă emoții, înseamnă gândire, intelect și decizie. Aici influențează diavolul. Și apoi trupul. Toate acestea, diavolul reușește să le întineze. Și gândirea oamenilor, și voința oamenilor, și sentimentele oamenilor, și trupul omului. Diavolul reușește să le întineze. Dumnezeu, când colaborează, când vorbește, omul stă la nivel de Duh. Pentru că aceasta este adevărata închinare și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Acum, ești o făptură nouă, pentru că sunt doi oameni în tine. Depinde pe cine îl hrănești mai mult. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei că și toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte neprihănire și să dea înțelepciune neprihănire. Pentru ce? Pentru ca omul Dumnezeu să fie cum să fie? Desăvârșit și într-un totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vă întreb eu, când cineva e născut din nou, e desăvârșit și într-un totul destoinic pentru orice lucrare bună? Cu siguranță nu. Într-un fel este desăvârșit în sensul că Dumnezeu i-a iertat păcatele. Dar de aici și până la moarte, omul are persoana respectivă, credinciosul, are doi oameni în el. Unul firesc și unul firesc. Și fiecare va dori să fie pe prim plan în viața omului. Noi trebuie să ajungem unde spunea Apostolul Pavel lui Timotei. Să fim desăvârșiți și capabili de orice luptare bună. Până acolo, va trebui să ne luptăm, să ne maturizăm, să trăim. Vedeți, noastră, oricât de mult ne-ar place nouă copiii sau nepoții, la un an, cât sunt de frumoși, tot nu vrem să rămână așa. Îi vrem maturi și vrem la un moment dat să fie responsabili și să plece în viață pe contul lor. Așa e și pe calea credinței. Dumnezeu nu ne vrea mici. Nu ne vrea să rămânem acolo nașterea. Vrea să învățăm, să trăim cu El, să ne maturizăm, să ajungem la statura aceea pe care o spune Apostolul Pavel. Desăvârșiți, sau aproape de desăvârșire, și capabili pentru orice lucrare bună. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În momentul când se întâmplă nașterea din nou, în noi, ce se întâmplă? Pentru că suntem o făptură nouă, Dumnezeu pune în noi o natură dumnezeiască. O natură dumnezeiască, care n-am mai avut-o în noi până atunci, pentru că a înviat Duhul nostru, această natură are dorința de sfințire. Are inclinația spre sfințire. Și de aceea, în viața noastră vom continua să trăim, omul păcătos își cere drepturile lui vechi, dar Cuvântul Domnului spune spune îmbrăcați-vă cu Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să îi treziți poftele. Lasă-l acolo. Lasă-l pe omul firesc pe cruce să moară, că asta e destinația. Nu-i mort, dar e pe moarte. Lasă-l acolo. Nu-i umblați, nu-i trezi poftele. Pentru că umblând după lucrurile firești, îi vei trezi poftele. Hrănește-l pe cel duhovnicesc. Ca să poți să crești în fiecare zi. Ca să ajungi un om desăvârșit. Ca să poți să ajungi în Împărăția Dumnezeu și să fii de folos în Împărăția Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește să rămânem la statura aceasta de copilaj sau nici măcar de adolescenți. Domnul ne vrea oameni maturi pentru lucrarea Lui. Ca să putem să moștenim împreună cu El și să fim de folos în Împărăția Lui. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.